Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cartofi dușesc cu cremă de brânză, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru cartofii dușesc vom avea nevoie de 1 kg de cartofi, 100 de grame de unt, 2 gălbenușuri, puțină nucșoară, sare și piper. Iar pentru crema de brânză vom avea nevoie de 200 de grame de brânză dulce de vaci, 100 de grame de smântână, 100 de grame de brânză telemea, o jumătate de legătură de pătrunjel și 6 roșii uscate. Pentru început vom pune cartofii la fiert, adăugăm puțină sare și vom lăsa să fiarbă pentru aproximativ 20 de minute sau până când vor fi foarte bine fierți. După 20 de minute, cartofii sunt gata, pentru a fi siguri, îi puteți încerca cu o furculiță. Când furculița intră foarte ușor în cartof, cartofii sunt fierți. Îi voi lua acum de pe foc, îi voi scurge de apă și apoi îi vom pasa. Pentru a pasa cartofii, voi folosi mixerul vertical Tefal Infinity Force Ultimate și piciorul pasator al acestuia. Așa că voi pune untul peste cartofii fierbinți și voi începe să pasez. În acest fel am obținut un piure foarte fin într-un timp foarte scurt. Când piureul s-a răcit puțin, putem adăuga gălbenușurile și le încorporăm ușor cu mare atenție. Condimentăm apoi amestecul cu sare puțin piper. Puteți folosi și piper alb, însă eu îl prefer pe cel negru. Și nucșoară, după gust. Amestecăm foarte bine și condimentele și vom transfera acest amestec într-un poș. După ce am pus amestecul într-un poș, voi face rozete într-o tavă pe care am pus hârtie de copt. După ce am umplut tava cu cartofi, o voi da la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade, pentru aproximativ 20 de minute. Cartofii dușesc sunt gata, îi voi lăsa acum să se răcească puțin, iar între timp ne vom ocupa de crema de brânză. Pentru crema de brânză, vom folosi tot mixerul vertical Tefal Infinity Force Ultimate cu piciorul de ninox al acestuia. În primul rând, voi pune brânza dulce într-un recipient mai mare. Peste ea voi adăuga brânza telemea, poate să fie de oaie, de capră sau de vacă, și smântâna, care poate fi mai grasă sau mai slabă după cum doriți, și vom mixa foarte bine totul. După ce am mixat foarte bine brânza și smântâna, voi adăuga roșiile uscate și le omogenizez și pe ele foarte bine. Mixerul este foarte puternic, are 1000 de W, iar piciorul din inox are 4 lame și beneficiază de tehnologia Active Flow, asta înseamnă că vom obține mereu alimente perfect pasate. Crema de brânză este gata, așa că putem adăuga verdeața. Eu am ales pătrunjel, dar puteți folosi și mărar, de exemplu, sau ceapă verde. Încorporăm și verdeața. Și crema de brânză este gata, arată foarte bine și vă asigur că este și foarte gustoasă. Așa vor arăta cartofii dușesc alături de crema de brânză cu roșii uscate, arată și miros foarte bine, îi puteți servi alături de carnea voastră preferată sau pur și simplu ca atare. Haideți să vă arăt unul și mai de aproape. Sunt crocanți la exterior și moi în interior, sunt ideali pentru petreceri și sper din suflet să încercați și voi. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!